Așa cum spuneam mai devreme, Salvatore Rogoven. Cum a fost? Salut, Alex, în primul rând. Un meci foarte, foarte greu. Un meci de infarct, ca să zic așa. Într-un final ne bucurăm că am luat cele 3 puncte și am trecut iarăși pe locul 2, loc pe care am terminat și în campionatul regulat. O primă repriză bună, cu două ocazii bune de a marca, dar cu o ușoară teamă. O a doua cu un final efectiv electrizant și plin de nervi și de nervi. Da, într-adevăr, prima repriză cred că am controlat-o cap cu coadă. Deci eu așa am simțit, chiar am controlat-o. Repriza a doua cred că a fost echilibrată, chiar pe final cred că au pus gazdele mai multă presiune, dar într-un final am scris și importante sunt cele 3 puncte, mai ales că veneam după două înfrângeri. Cred că am arătat că suntem adevărate caractere și că suntem adevărate familie. După înfrângere am revenit cu un rezultat de egalitate și cu o victorie astăzi. Sincer, ți-a tremurat puțin piciorul atunci la marcarea golului, după ce se întâmplase înainte, nervi și așa mai departe? Nu, chiar cred că am dat cu puțină supărare, ca să spun așa, pentru că cu o fază înainte sau cu un minut mai devreme am înscris și golul a fost anulat. Nu știu dacă a fost anulat pe nedrept sau chiar a fost un gol marcat în offside. Este cel mai important gol marcat de tine în acest sezon? Este unul dintre golurile importante, ca să zic așa, pentru că ne aduc 3 puncte, nu contează cine marchează, importante sunt punctele, pentru că ne dorim să prindem cele două, chiar să terminăm pe primul loc. Pentru că e la îndemâna noastră să terminăm pe primul loc și sperăm într-un final să se realizeze. Din păcate, în runda următoare nu îl veți avea pe Victor pe bancă. Cum credeți că va fi următorul joc? Într-adevăr, Mister ne va susține, indiferent că este pe bancă, că este în tribună, ne va susține, dar important pentru noi ar fi să fie pe bancă, dar nu se poate, așa că o să ne motivăm, o să fie o motivație în plus pentru noi ca să câștigăm, pentru că avem o revanșă de luat în fața celor de la Ghirota. Mersi.